Sărbuna. Mi s-a zis în ghidușul ăsta. Ce, ce s-a schimbat aici treaba? Da? Asta vreau să văd la tine, dacă după ce ai devenit tătic, mai observi lucrurile care se întâmplă în emisiune. Bateristul. Exact, bateristul. Da. Îți place bateristul? Da, foarte mult. Exact. Îmi place foarte mult, da. Sărbuna. S-a cunoștință, sărbuna. Ana Maria sărbuna. Calița. Sărbuna. Roxana. Sărbuna. Bună, bună ziua. Ramona. Sărbuna. Ochio. Ochio. Da, știu, da, știu eu, da, doar nu prefac că nu, da, știu. Exact. Să luăm un loc. Pe Codin. Ah, dar aveți și DJ aici, acum vă stai, ia uite în partea asta. Să trăiți. Asta vreau să trăiți. Eu vreau la anul, la anul. Da, de ce anul ăsta? De ce anul ăsta ce are? Gata, am închis lista. A, tu vrei, nu, a, păi tu vrei. Ce lumea, Edi, crede-mă, nu vrei. Când a zis vreau la Antol, am crezut că vrea să vină și el să se distreze cu noi. Da, el vrea să pună muzică. La nivel, la nivel. Dacă vrei să pui muzică, da, în 10, 15, 20 ani ești, adică acolo, îți dai seama. Așa îl încurajezi tu, el ți-ar fi zis ție că când 10, 20 de ani o să ajungi cu filmele tale și în America. A, nu, că dacă pune câți bani am pus eu de la anul, pune muzică la Antol. A, nu, că dacă pune mai mulți, nu e problemă, că vorbesc cu băieții. Bă, am înțeles, intră pe main stage, intră foarte. Deci cel mai important e, fii atent, cel mai important e să te semnezi cu Codin. Că dacă te semnează Codin, după aia se rezolvă totul. Rezolvă. Deci, oameni buni, o veste mare. Antol de anul ăsta se întâmplă la Cluj și toată lumea așteaptă nebunia asta de festival, pentru că mai e o săptămână și o zi și o să se întâmple iarăși istorie la Antol Cluj. Așa e, așa e, așa e. O să fie istorie, o să fie două ediții într-una singură, așa că pregătiți-vă pentru da, cea da, mai tare experiență. De nervi. Așa, și o și... să fie, zicea Codin ceva mai devreme, bă, cei mai tari artiști invitați anul ăsta, adică mie mi se pare că e, arată pare cel mai bine. Cel mai tare line-up pentru mine, așa eu care zice. Sunt fan și sunt disperat după main stage, eu stau la main stage. Și când, ai masă acolo în centru, nu? Am masă pe mijloc totul, la vin, te aștept la. Așa, vorba, exact. Ideea este următoarea, eu întotdeauna am fost acolo, eu am fost în primul rând client, Antol, eu sunt acolo, Antol, de când s-a înființat. Ideea este următoarea. Ei mai au niște super evenimente din astea pe niște scene secundare, cu niște underground DJ din ăștia, da. Niște așa. Bă, că și la un moment dat simt așa că se pleacă de la mainstage și nu știu. Eu rămân acolo la mainstage, nu mă interesează. Poate eu rămân și la pauză, la pauză publicitară, tot acolo stau. Nu există pauză. Ideea că anul ăsta la Antol se întâmplă să fie lume foarte mari și se întâmplă să fie 4 zile de Gheta, nebunie Orchi, la Cluj. A project toată lumea. A fost greu, nu? Da, a fost dificil, mai ales că era multă incertitudine. De fapt, știi că ne-am tot plâns. Târziu s-a aflat că se poate organiza evenimentul. Da, târziu s-a aflat și am făcut tot ce se putea face în condițiile date, dar până la urmă cel mai important lucru e că se întâmplă evenimentul și că avem ocazia să ne vedem acolo cu Codin, cu tine, cu cine mai vrea să vină. Toată gașca merge la Cluj. Două bilete și pentru Măgilă, e ziua lui astăzi, putem să... Da, eu zic că el dacă face o magie s-ar putea să scoată... Deci nu vrea să-mi dea două bilete. Dacă face o magie s-ar putea să scoată două invitații. Dacă faci o magie, să apar două bilete în buzunar, n-ai nevoie. Asta ar fi tare. M-a întrebat cineva aici în spate, deci dacă mă rezolv e numai bine. Dar cu cine se duce, Cătălin? Poftim? Mangitoc, o să am nevoie de cineva să vorbească italiană, Ramona, dacă știi pe cineva. Cu cine merge la festival? Păi dacă mergem cu biletele de care voi face euro, poți să mergi cu mine. Mama? Nu, dar de ce râzi? Mergi cu mama? Mergi cu mami. Poți să mergi și cu mama. Ok, pentru că la Antol devin toate categoriile de vârstă, nu? De la cât poți să intri la festival? Păi nu, că mama e mai mare, nu e, n-are 3 ani. Poți să intri... Cum? Mama a făcut 60 de ani, Cătălin. Mulți înainte. Uite cum asta este, este superbă. Am văzut-o, am văzut la televizor. Să vedem de la ce vârstă poți să intri. Poți să intri de la orice vârstă, de la o lună poți să intri, dacă vii cu părinții. Dacă vii cu, cum ar fi să pleci de acasă fără părinți pe la 2-3 ani, te duci la Antol. De peste Ignațio la Antol. Ignațio e, Ignațio e băiatul... Ignațio. Poți să zici tu asta? Ignațio. Fantastic, perfect. Ignațio. Poți să spui orice nume dacă ridici mâna, nici nu trebuie să zice Ignațio. Și el zice, m-a strigat. Știi, poți să zici Fernand, da, da. M-am uitat foarte mult la The Godfather, de asta am așa cu bun. Limba italiană. Ideea e că se mai întâmplă ceva, asocierea asta între voi este și pentru o parte caritabilă, nu? Este, toată lumea știe este, în primul lucrurile rând, pe care le faci și felicitări pentru spitale. Mulțumesc și pentru lucrurile pe care le-ai făcut la Fundeni și nu numai. Lumea poate să caute pe Facebook Odin Maticiuc, poate să vadă lucrurile pe care le-ai și făcut pe spitale ecran, publice din bani privați. Brandul, pentru mine este o asociere care efectiv mă onorează. Eu consider Antol unul dintre brandurile importante românești create după Revoluție și e preferatul meu. Asta e bucata aia care mă emoționează pe mine. Da, da, chiar este. Și așa pe mine efectiv mă onorează această asociere de branduri și faptul că ei mi-au devenit parteneri. Noi comunicăm acum în cadrul Antol, avem un stand. Eu o să fiu în fiecare zi în stand câteva ore pentru orice sesiune de Q&A sau să mă întâlnesc cu oamenii care să mă întrebe lucruri despre adică festival.
poți să doneze? Despre festival, auzi, despre spitale publice din bani privați. Da. Și despre festival, că te pricepi și la festival. Și la festival foarte bine. Ideea este următoarea, da, oamenii poate să doneze. Poate să doneze după brățărul, să vă explice Edi cum poate să doneze. Pentru mine e mai important să comunicăm, să știe oamenii cine suntem, ce am făcut deja, ce proiecte am terminat, ce proiecte avem în curs, ce proiecte avem în viitoare. Pentru că apoi feluri de a dona, avem număr de SMS, avem multe feluri de a dona care sunt externe festivalului. Câți bani și platformă. Acum, Codin Maticiuc, de când te-ai apucat de povestea 400 asta? De mii sunt deja cheltuiți între Funden și Piatra Neamț și mai avem undeva la 270-280 de mii în proiecte viitoare. Care nu sunt încă necheltuiți, sunt în conturi. Proiecte, exact cum spuneai că s-a renovat secția de oncologie, hematologie pediatrică, așa se numește, da, okay. E secția de oncologie la pediatrică. Funden, da, și acum și la Piatra Neamț. Etajul 7, suntem la Piatra Neamț, am renovat băile și acum construim un lift exterior pentru targă la secția de boli infecțioase. Secția de boli infecțioase este o clădire P plus 2. Nu te supăra, că mi se pare senzațional ceea ce faci. Ți arăt că am SMS-uri în telefon mereu pentru tot felul de campanii Smith. Dar parcă după 30 de ani de la Revoluție să vezi că spitalele din România tot din banii noștri le faci, parcă te vine așa să te duci corect, pe... Corect, dar cred că asta este e și un strigăt. Adică bun, refac, da. Și în același timp încerc să propun anumite legi și anumite lucruri care se pot schimba de mâine. Adică există lucruri care se pot schimba de adică, mâine. Adică auzi mereu, campanii facem piste de bicicletă, campanii facem spitale din bani privați, campanii să renovăm școli, știi? Adică este destul de trist, este într-adevăr. Trist, nu? Este destul este de trist. Da, da, important e că, uite, există oameni care nu se dau bătuși. Felicitări încă o dată pentru ce faci și felicitări și pentru un prieten foarte bun de-al tău care și-a donat toți banii din vânzarea cărții, mă refer la Mihai Bendeac, da. Peste 100 de mii de euro. 200 de mii, a depășit 200 de euro. E la 203 mii. Adică, frumos 200, se întâmplă lucrurile astea. E la 203 mii. Da. Felicitări. Și cred că astea sunt exemple care trebuie arătate. Apropo de ce spuneai tu, că binele nu se face cu zgomot, cum spuneau părinții tăi. Bine, se face cu zgomot. Exact. Bine, nu se face în liniște. Că eu am crescut cu bine, se face în liniște. Și 20 de ani părinții mei au construit un orfelinat și l-au ținut pe banii lor și au zis să nu afle nimeni. Nu e bine. Da. Nu e. Trebuie să faci și să vezi cât poți tu să faci. Să... Cred că bine se face cu zgomot astăzi în 2021. Cred că trebuie să faci cu zgomot ca să poți să încurajezi și pe alții să facă și să-i alături, sau de și alții, că băi, vreau și o să ajut. Să fiu un și exemplu. Și voi ați făcut la Antol povestea asta la un moment dat, pentru cei care donau sânge, aveau accesul gratuit la Antol. Fiecare an asta. Da, în fiecare an. Acum vom fi la Cluj în weekend cu caravana. Așa că dacă încă nu aveți un bilet la festival, donați sânge și aveți o variantă să ajungeți acolo. Iar legat de ce face Codin, să țineți minte că dacă veniți la festival, cu brățara de festival, puteți să donați. Vor fi 15 puncte fixe în festival. Acolo unde vă încărcați brățara acasă, cumpărați lucruri din festival, poți veți să putea donezi, să și donați. Să doneze, da. Foarte frumos. Deci, Antol, doamne buni, peste o săptămână și o zi, la Cluj se întâmplă nebunia asta de eveniment. Acolo și Codin Maticiuc cu această campanie fabuloasă, iar noi abia așteptăm să vedem imagini de acolo, abia așteptăm să ne distrăm acolo. Ciuca, da, și mie liber joi și vineri. Joi, vineri, merg. Da? Nu fi de miercuri, că mi-e de miercuri și să stăm liniște. Da, arată-i un pic cum mixezi tu acolo. Măcar doar așa, să nu contează. Puneți plăște, nu, Ciuca, tu doar trebuie să mimezi, exact, da, exact. Mimează un pic. Petrica, poate că muncești. Exact, ia, Petrica, ia, fă un pic așa și dă-și din cap. Și mâinile și tot, fac. Și cu public, vorbește cu public, cu Ciuca. Ia că cum urmează drumul. Dar mă faci așa, mă așa. Haide sus, magii, haide sus, haide. Uite mai, Ciuca. Uite-te acolo, sari. Ciuca, sari. Imagini de la Anton, ai văzut că toți DJ-ii sară atmosferă. Radu a primit un mesaj. O scenă îți mai trebuie aici. Cât iei la o petrecere de copii, 2 ore să pui muzică. Mă întreabă cineva de lângă Cluj. E bine, e un început. Okay. Cineva de lângă Cluj, știi? Dacă poți să pui 2 ore muzică la o petrecere de copii. Da. Nu da, de alta, dar părinții merg la Anton, știi? Trebuie să stea cineva cu copii. Nu, joi. Joi? La ce ori? Joi pe la ora 6, că miercuri ai din nou la Capa Aurora. Nu pot. Dar vezi că trebuie să știi lista aia cu Cocomelon și cu alea. Le-am. Așa, perfect. Deci, oameni buni, v-am spus că, iată, lucrurile ușor intră în normalitate. Mai era o întrebare la Antold. Trebuie să vină toți cei care au carnet de vaccin. Da, au fost niște întrebări de genul ăsta. Da, sau poți să vii cu testul PCR sau cum e?
poți să vii așa, poți să vii cu Green Pass-ul, certificatul european COVID. Da. Vom fi primul eveniment la care se va intra exclusiv cu acest certificat, în care va apărea clar dacă ești vaccinat, dacă ai trecut prin boală sau dacă ai făcut un test PCR. Dacă nu ai una din astea trei, poți să vii cu un test rapid. Test rapid pe care poți să-l faci în Cluj. Intrați pe antol.com și acolo găsiți centrele la care puteți să faceți acest lucru. Presupun că o să fie lucru. Și în apropierea evenimentului centre rapide de testare. Vor fi în fiecare, fiecare zi în timpul antol, vor fi aceste centre autorizate la care veți putea face o testare rapidă. Dar e foarte important să știți că nu e suficient să veniți cu certificatul de vaccinare în buzunar, ci trebuie să veniți cu acest Green Pass. Acest Green Pass care validează... QR code, practic, da, general. Validează cu un QR code, validează okay. Prezența voastră acolo. Și bineînțeles cu un bilet, un abonament sau măcar, un bilet. Sau măcar o invitație să aveți. De câte ori zice invitație să uită la mine? De zi, băi, nu mă te uită la mine că și așa cere lumea. Lăută-mă. Sau cu o invitație. Okay. Lasă-mă, bună. Tu ești cu invitațiile. Să aveți succes cu festivalul Edi. Să fie într-un ceas bun, baftă. Codin, te mai așteptăm pe la noi. Mai vin cu ce drag. Face copilul? Hai de cap, mă, vorbește mult de tot acum, da? Are idei, are propriile idei. Și asta mă enervează cu un pic. Îți dai seama, cât nu? Are acum? 2 ani și 5 luni. De ce? O propriile idei la 2 ani și 5 luni, e rău? Da, da, asta inventează e? Deja, inventează chestii, inventează povești. Adică zi, dă-ne exemplu, ceva. So, nu, derivează de la orice. În primul și primul rând, adoră poveștile. Mama mea îi spune povești de toate. Și orice vede un copac și zice: Maia, ce e asta? Un copac, cum îl cheamă? Maia fiind mama aia, adică mama. Maia zice pe loc, Vasile. Spune-mi povestea lui Vasile. Și mama îi spune povestea lui Vasile. Urcă, un copac singur care... După care ea inventează ea la rândul ei. Vine acasă și ne povestește partea chestii derivate povestii. Din astea. Da, e ceva, nu pot să, nu. E, de-aia mai plec de acasă, vin pe aici la emisiune, mai stau pe aici. Da, și eu care mă preocupam că Ignațiu nu vorbește, cred că e mai bine atunci să nu vorbească în cazul ăsta. Cred că... Sau e mai bine aici... să o cunoască pe Maia. Da. Pe Maia. Nu, aici, pe bunica. Aici cred că e ține și de fetițe. Că fetițele, na, și eu, și eu mă pot lăuda cu același lucru. Întrebările sunt așa: cu cine vorbești, tata? Și îi spun un nume. Și apoi în continuă: și cu mai cine vorbești? Păi și cu unul. Și cu mai cine? Antoldina, da. Cum vorbește ea la telefon cu Tiesto, cu... Cine la telefon? Steve Aoki. Exact. Și mai cine, tata? Are tort, dă-mi-l. Prin casă, da. Perfect. Vă mulțumim mult de tot. Noi și vă mai așteptăm să aveți succes.